Hanumanasana. Postura de pornire este stând în picioare. Persoana ori cu hernie, hernie de disc, sciatică și afecțiuni la nivelul șoldurilor sau articulațiilor, îi se recomandă să nu practice această postură. Gradat, distanțați picioarele aducând dreptul în față și stângul la spate. Lăsați greutatea corpului în sprijin pe mâini. Întindeți picioarele aducând dreptul pe cât posibil în față, iar stângul cât mai în spate. În postura finală, corpul este sprijinit pe șezut și picioare, care formează o linie cu solul. Mențineți postura pe cât posibil. Respirați normal în postură. Reveniți la postura de început. Repetați postura cu piciorul opus în față. După execuția acestei posturi, rămâneți așezat cu picioarele întinse în față, timp de un minut sau două.